Pe zi ce trece viața, mintea ta de credincios se luminează tot mai mult prin Duhul Sfânt și înțelegi cât de imposibil îți era ție să te scoți din groapa din care Dumnezeu te-a scos. Și cu trecerea timpului nu devii mai indiferent și insensibil la evenimentul nașterii tale din nou, ci devii mai sensibil decât ai fost înainte. Vezi mai bine de unde te-a scos Dumnezeu. Vezi mai clar cât a fost de gravă situația ta. Nu este așa? Eu am văzut oameni de 40 de ani, 50 de ani de pocăință care plângeau de fiecare dată când își aduceau aminte de momentul în care Dumnezeu i-a scos din groapă. De ce? Că cu trecerea timpului n-au devenit mai insensibili. Ci au devenit mai sensibili, fiindcă sunt născuți din nou și au lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Și așa spune, după restaurare, zice, vor lăuda pe Dumnezeu care va face minuni cu voi. Cea mai mare minune nu este Dumnezeu să-mi dea mâna înapoi dacă mi-a fost amputată. Cea mai mare minune nu este Dumnezeu să mă curețe de cancer. Este o minune și asta. Și un har de la Dumnezeu, fie că o face doctorul, fie că o face Dumnezeu direct în urma rugăciunii adunării sau fără rugăciunea adunării. Este și asta o minune de la Dumnezeu. Cea mai mare minune este ca Dumnezeu să-mi transforme sufletul și să mântuiască viața. Asta e cea mai mare minune. Și asta mă face pe mine să mă închin și să laud pe Dumnezeu.